Ne aflăm în ambianța foarte plăcută a librăriei Humanitas, care a avut amabilitatea să găzduiască convorbirea, interviul acesta. Și bine ai venit, Angelo, de la Constanța. Bine v-am regăsit la București. Și mă bucur foarte mult că putem sta de vorbă acum la sfârșitul unui an cinematografic și ca să ne plimbăm un pic prin el și să vedem cam cum s-a constituit. O primă observație pe care aș face-o este că, din punct de vedere cantitativ, stăm bine cu 16 sau 17 lungmetraje de ficțiune. Aproape ne îndreptăm spre cifra obligatorie dinainte de 89, când planul era 25 de filme pe an. Așa că e bine. Plus documentare, plus scurtmetraje, cinematografia noastră se mișcă. Întrebarea este cum? Da, e o bună întrebare. Aș face o primă remarcă spunând că calitatea întotdeauna din punctul meu de vedere bate cantitatea și ceea ce putem observa că printre aceste lungmetraje, dar și printre scurtmetraje, nu găsim o capodoperă. Acum probabil că ne-am obișnuit să avem un film care marchează, ca să spunem așa, ca eveniment viața noastră cinematografică, iar absența lui motivată sau nu se resimte. Eu cred că se resimte și faptul că vedetele regiei românești n-au fost anul acesta prezente pe ecran, cu excepția lui Porumboiu cu filmul Al doilea joc și cu excepția lui Nae Caranfil cu Closer to the Moon. Exact. În rest au fost fie nume noi, fie regizori de eșalonul 2, să spunem. Cred că este bine că acest eșalon 2 iese în față, ca să spun așa, pentru că ceea ce observam acum câțiva ani ca o absență importantă era tocmai acest strat mediu al cinematografiei românești, care este esențial pentru orice cinematografie. Este vorba doar de, evident, de filme de consum, este vorba de a face film și de a proiecta filmul pe o dimensiune rezonabilă. În orice cinematografie avem această zonă foarte bine reprezentată, cu multe variante, cu multe... Da, dar asta înseamnă, după părerea mea, nu știu dacă și după a ta, înseamnă film mediu sau peste mediu, foarte bine realizat din punct de vedere profesionist. Adică un film care să fie la toate capitolele foarte corect făcut. Și pe această bază, sigur că se pot naște vârfurile, capodoperele sau cum vrei să le numești. Mi se pare și mai firesc să aibă o bază, nu să plustească ele așa în neant. Da, pentru mine înseamnă trei lucruri. Înseamnă odată o profesionalizare a actului cinematografic, inclusiv cu o reflecție mai atentă asupra lui. Înseamnă o atingere a majorității genurilor cinematografice și nu în ultimul rând înseamnă o practic o îmbogățire a spectrului nostru cinematografic. Cu alte cuvinte, această, să spunem, nu știu, generație, acest middle class cinematografic, de fapt, asigură normalitatea într-o cinematografie. Este drept că și această normalitate servește ca fundal, de fapt, pentru ceea ce înseamnă capodoperă cinematografică, ceea ce înseamnă cinematograf de artă și ceea ce înseamnă film de autor, ca să folosesc o serie sinonimică. Anul acesta a lipsit. Hai să vedem ce am avut. Eu cred că am avut câteva filme de care ne putem aminti, fără să roșim câtuși de puțin. Este filmul lui Nae Caranfil, Closer to the Moon.
un film care nu se desprinde de ceea ce am putea numi în cele din urmă o manieră Nae Karanfil, un film ludic, un film spectacol, un film cu dezvoltat clar într-o notă hollywoodiană, cu foarte mult entertainment, cu extrem de bine decupate scene și extrem de corect făcute. Nae Karanfil este un regizor care acordă o atenție maximă cadrelor, sunt aproape șlefuite, e totul o construcție geometrică după un scenariu din care nu lipsește aproape nimic. Din păcate, produsul în sine, produsul final, îți dă și o notă de ușoară artificialitate, de consumabil, dar la un nivel, într-adevăr, mult mai înalt decât ceea ce se cheamă consumerismul de bazetaj. El își dorește film de public. Evident, și cred că a dezvoltat această dimensiune în cinematograful românesc, care e o dimensiune foarte bună. Era și în contrapartidă cu minimalismul. Și în contrapartidă, evident, aproape demonstrativă. Ostentativă aproape. Deci da. Aproape ostentativă, cel puțin în acest ultim film, unde... Da, și restul cere tot în zona asta era. E de observat și în ambele filme, inclusiv în Filantropica, o tematizare a unei teatralizări. De fapt, și în tema filmului ca atare, care este de fapt o reconstituire după unul dintre filmele ideologice ale anilor 60 legate de marele jaf comunist, acum fac trimitere evident la documentarul lui Alexandru Solomon, dar mă gândesc la filmul original al lui Virgil Calotescu, care trebuia să servească drept moral clasei muncitoare. Ori jocul acesta de film în film, movie to movie, este de recuperat și în un alt film despre making of, de fapt, independența României, filmul pe care îl repune în scenă în Restul e tăcere, cu iarăși cu o frază teatrală, nu este o frază celebră din Hamlet, da? Nu pot să spun că Nae Karanfil hamletizează, dar în mod cert teatralizează din plin. Un film pe care l-aș menționa, deși nu este... E un film deosebit, e un film aparte, este al doilea joc al lui Cornel Porumboiu. Deci un mare regizor revine cu un film care nu se vrea de la început un film mare, este un film... Iartă-mă că te întrerup, l-am întâlnit pe Porumboiu la cred că la premieră la Limita de Jos a Cerului, unde Kobilanski lucrase filmul după un scenariu de al lui despre îngeri și păr și îl prelucrase, nu mai era, dar oricum la bază era scenariul lui Porumboiu și întrebându-l ce mai faci, ce ai mai făcut, zice, am făcut și eu un film acolo care cred că o să mă uit eu cu tata la el stând acasă. Ceea ce e perfect adevărat, pentru că asta și face. Da, e un film destul de straniu, pentru că sunt două situații. Poți să ieși de la acest film efectiv, supărat, aproape înjurând că vezi un meci, dacă nu ești microbist, din anii 70, dacă nu mă înșel. Între un derby între Steaua și Dinamo, dacă nu mă înșel, dacă mi-amintesc bine. Eu nu sunt un microbist. Nici eu, dar așa da, este da. Și este luat de pe televizor ca atare, cu reclame, pe dacă televizor de la ora respectivă. Dacă ar fi să faci un rezumat al acestui documentar, ai eu zic tatăl că nu-i documentar. Fiul, punem în ghilimelele de rigoare atunci, tatăl și fiul privesc un meci din anii 70, unde tatăl, arbitru, meci pe care tatăl arbitru l-a arbitrat atunci și îl comentează. Asta este
mă rog, nu tot ce se poate spune, dar ceea ce se poate spune într-o primă instanță despre film. Nu comentează numai meciul. Nu comentează numai meciul, pentru că, de fapt, asta este unul dintre clurile acestui film. În primul rând... Comentează, mă rog, epoca... Comentează, sunt comentarii despre epocă. Ai epoca văzută prin intermediul unui meci, micile aranjamente, intrările de culise, ce însemna să fii arbitru într-un astfel de meci, unde de fapt partidele erau în spate, cele două echipe aveau fiecare fan din lumea politică care încercau să pună presiune pe arbitru pentru a influența scorul final. Dar asta mi se pare un lucru de interesant, neîndoielnic, dar secundar filmului. De fapt, ceea ce transmite acest film în prim plan nu este acel meci. Sunt două lucruri. Una este relația dintre tată și fiu. Pentru că ceea ce transmite tatălui Porumboiu este că nimic, totul este perisabil. Nimic, nici marile victorii, nici marile înfrângeri, absolut nimic nu rezistă timpului și că nimic nu contează. E un mesaj atât de încărcat, nu pesimist, a spune. Este o tristețe care emană și din acel alb-negru al filmului și din această voce a cuiva care pare să fi pierdut nu totul, dar ci și bucuria, nu știu, arbitrării, a competiției, a oricărei competiții, inclusiv bucuria vieții. Deci o poveste despre relația dintre tată și fiu. Pe de altă parte, dacă aș trebui și să... dacă știm câte ceva despre domnul Porumboiu, tatăl, nu cred că și-a pierdut bucuria vieții, pentru că este un mare și om de afaceri și de succes. Dar... Da. Din film nu reiese asta. Din film nu reiese asta. Este o frază... remarcabilă în romanul lui Scott Fitzgerald, Marele Gatsby, despre unul dintre personaje care fusese un jucător puternic de rugby, cred, Tom Buchanan, și spune: niciodată nu mai era nu mai putea fi fericit. Fericirea se afla în trecut, în acea confruntare bărbătească la meciurile de fotbal, iar el era în căutarea acelei fericiri. Sentimentul că lucrurile s-au petrecut în intensitatea vieții atunci, indiferent dacă e un om prosper de afaceri, s-au petrecut atunci și că acel lucru nu durează, e ceva ce filmul îți transmite aproape epidermic. Iar al doilea mare personaj al filmului este Ninsoare. Acea Ninsoare care se depune nu pe acel teren, ci direct pe tine. O anumită lentoare pe care o imprimă acel spectacol spectral, aproape descărnat. Ninsoarea? Ninsoarea din Ninsoarea, a fost sau n-a fost? Ninsoarea care se... Din final. Din final, exact. La asta m-am și gândit, că în memorie, ceea ce rămâne în memoria personajului în final și aproape o... Poți să spui că o declarație inocentă a fost sau n-a fost despre Revoluție, eu nu mi-amintesc decât că ningea foarte frumos. Iată, retematizată această Ninsoare îți dă puțin de gândit. Juca practic armata cu poliția, nu? Armata cu securitate, de fapt, că mai era o echipă Victoria care era poliție, dar tot aceeași poliție, securitate, aceeași de aceeași parte. Și armata, dar armata practic, armata iar deasupra la tot ce înseamnă armată, era și faptul că era și echipa pe care simpatiza Ceaușescu. Filmul lui Porumboiu reușește să transmită aproape din nimic sentimente, stări, un anumit paseism, o anumită stare, etat dam, un anumit spirit al timpului care vine din cele câteva imagini, în timp ce vorbele curg, pentru că meciul este dat pe mut, vorbele curg în fața unui ecran unde câțiva omuleți împing o minge. Aproape, este extraordinar că aproape din nimic, Porumboiu creează un sentiment, creează o stare. Pe mine m-a pasionat mai puțin filmul,
nefiind deloc microbistă și ne uitându-mă niciodată la vreodată la fotbal, m-a interesat mai mult în ideea de a discerne, de a prognoza, de a gândi încotro să îndreaptă cinematograful lui Porumboiu. Pentru că nici filmul dinainte nu era... Când se lasă seara peste București. Mi-a pus întrebări în legătură cu acest drum și ce caută el în cinematograf, ce își dorește să facă din cinematograf. Dacă nu este într-un moment de nesiguranță, de răscruce, de cam rapid venind, discutam și înainte de interviu după două filme, dar dacă nu e asta, către ce se îndreaptă? E un cinematograf autoreferențial, acolo era vorba despre un regizor care e clar că avea foarte mult și din regizorul Porumboiu, din experiența lui, din Chitcă, privit cu o notă ironică, reușise să detașeze el de el. Aici despre familia lui, despre el, despre tată, despre faptul că și Porumboiu, băiatul Corneliu, este un microbist, nici să putea să fie altfel. Bă, într-adevăr, în primul rând, apariția, ceea ce nu, încă nu este cazul, zic că autopastișe este un semn, un simptom de epuizare, dar și o dimensiune autoreflexivă accentuată poate fi de asemenea un simptom al epuizării, pentru că nevoia de a te întoarce spre propriile tale mijloace, autoreferențialitatea de care vorbeai, nevoia de a le analiza, de a te autoanaliza, pot interveni pe parcursul unei existențe filmice în mod clar, dar când accentul este pus pe el, atunci, într-adevăr, îți pot spune o întrebare dacă regizorul respectiv nu se află în pragul unei crize. Acum, crizele se pot rezolva în două feluri. Pot să rămână cu un blocaj sau, dimpotrivă, ele pot provoca un salt spectaculos și nu știu dacă nu e vorba de o regrupare. Eu cred că o să avem răspunsul destul de curând, pentru că Porumboiu este pe cale să termine un alt film despre care am auzit că este total diferit de tot ceea ce a făcut până acum, ceea ce ar fi foarte bine. Hai să trecem mai departe. Cu ce continuăm? Eu aș continua cu filmul lui Krușnițki, Quod erat demonstrandum, care mi se pare un film solid. Da, este un film care propune, lucrul s-a remarcat printre criticii de film, o altă viziune cu privire la o temă îndelung mestecată de cinematografia românească și nu numai, cea tema general numită comunism, epocă de aur sau perioada anilor 50, în genere cultura și civilizația din perioada comunistă. 80, de fapt, nu 50. În cazul de față, da, este partea văzută de a epocii de aur, anii 80, avem o tramă ușor polițistă care cu un anumit aer blurat, așa cețos, cețuri nordice, care îl împinge, am văzut pe Andrei Gorzo să asocieze filmul cu romanele lui John Le Carré, mi se pare ușor forțat. Ușor forțat din dragoste față de Le Carré. Le Carré, nu față de Grușinski. Nu față de Grușinski. Faptul că, într-un anume sens, merge în deconstrucția, în dizolvarea unor convenții cu privire la rolurile pe care le joacă, vorbesc de rolurile sociale, nu de rolurile din film, pe care le joacă o serie de personaje. Nu? Rolul securistului este asigurat de un Florin Piersic Junior și de un individ, un personaj care este mult mai umanizat, aparent reflexiv, gândindu-și instrumentele, oricum lipsit de brutalitățile congenerilor lui poate din anii 50. Poate și pentru că are problemele lui personale. Poate și pentru că există o miză intelectuală, o miză profesională acolo, aceea de a obține rezultate printr-un soi de mind game și nu prin mijloace de forță, cum îl îndeamnă colegii lui. Da. Cele care nu dau greș, în general. Și mai ales șeful. Și mai ales șeful.
Pe de altă parte, avem o poveste sau povești de familie concatenate, unde putem vedea mai bine, mai transparent, ca să spunem așa, cenușiul, griul vieții banale în perioada respectivă, fără accente majore. Fără... Asta mi-a plăcut, că nu e nimic ostentativ. Nici în lipsuri, ele sunt toate prezente, dar nu e nimic ostentativ, nici lipsurile, nici problemele, nici suferințele, nici iubirile neîmplinite, pentru că și despre asta e vorba la un moment dat, nici conflictele familiale la acel coleg al eroului principal, toate sunt prezentate cu măsură și cu un bun gust care e de remarcat, e de subliniat. Da, acest firesc al perspectivei care deodată se descarcă de accente ideologice, de demonstrativul unor soluții care aveau în vedere o anumită teză, ajută filmul lui Grudzinski să fie mai aproape de o normalitate între ghilimele a anilor 80, se surprindă chiar nuanță în ceea ce privește relațiile interpersonale între indivizi, ce putea fi un mod de a-ți petrece timpul liber atunci în familie, ce putea însemna o relație, ce însemna mediul profesional într-o comunitate, ca să spunem așa, intelectuală, ce însemna să mergi la serviciu, atunci îți poți face o idee din filmul lui Grudzinski mai mult decât din alte filme. Iar aspectul acesta de radiografie ușor pătată pe alocuri cu lumini și umbre, cred că ajută foarte mult filmului. Ceea ce, din punctul meu de vedere, tinde oarecum să submineze acest eșafodaj atent construit, este chiar intriga. Toată această gem de situații care se învârt de fapt în jurul unui articol de matematică care urma să fie transferat peste hotare. Nu știu dacă miza era atât de mare pe un astfel de articol. Aici mi se pare că intriga a fost puțin forțată să creeze aspectul de anormalitate a regimului. Putea fi recuperabil din cu totul alte circumstanțe această situație de anormalitate. Poate că este singurul reproș pe care îl aș face filmului lui Grudzinski. Îi zicea Nicola Einstein: poți să comprimi o înregistrare sonoră sau un film, să recunoști o imagine sau o voce. Ideile sunt avangardiste și are viziune. Nu trebuie să știe că ne interesăm de ele. Asta vreau. Dacă ne uităm pe lista filmelor anului 2014, vedem că au lucrat deopotrivă și regizori din generația matură, sau mai mult decât matură, și tineri regizori și debutanți, adică din punctul de vedere este un echilibru destul de bun. Avem pe Pița și pe Gabrea, care au venit fiecare cu câte un film, dar există și Iulia Rugina, de pildă, care a venit, a debutat în lung metraj și cu un film, o comedie ușoară, cu două părți, cum ar veni, Love Building 1 și Love Building 2, și care a cucerit aprecierea publicului, și mie nu mi se pare nimic rău în chestia asta, ci bine. Sunt două, într-adevăr, e o observație, mi se pare o observație extrem de pertinentă, stau față în față două generații, chiar trei, dacă ne gândim la diferența de vârstă dintre Dan Pița și nu foarte mare, dar totuși
nu e diferență numai de vârstă, ci și una de concepție între Dan Pița și Radu Gabra. Deși, dacă te uiți, ei au terminat facultatea la 2 ani distanță. La 2 ani distanță. În același timp ai sentimentul că Pița este undeva mai departe în timp, mai dincolo de poate și felul lui manierist de a concepe cinematografia, iar filmul Kira Kiralina, o ecranizare după romanul, un roman compus de fapt din 3 povestiri, asta este altă, este alt lucru, după romanul lui Panaitis Strati, în primul rând mi-a adus aminte un film epilog al unei epoci, Noiembrie, ultimul bal, și maniera declarat și evident viscontiană de a concepe cadrele aproape ca niște tablouri, cu momente de imobilitate, cu o tușă foarte apăsată, crepusculară. Ei bine, acest ultim film al lui mi se pare extrem de dezlânat. Un film aproape... Mie mi se pare greoi și... și bătrânicios. Și extrem, extrem de bătrânicios. N-am pomenit întâmplător filmul Noiembrie, ultimul bal, pentru că într-un anume sens era rezumatul unui mod de a face film al lui Pița, pe care l-a continuat, dar l-a continuat de o manieră din ce în ce mai greoaie după 1989, din ce în ce mai manierizată, din ce în ce mai lipsită de reale soluții cinematografice. Prin arme fumegând în mâinile puternice ale bărbaților, tu, femeie, degeaba te lupți, că pe unde va înghiți mult aur, bani mulți care se duc apa sâmbătii pe gârlă la vale, amărăciune și bucurii la oaltă. Dacă până în 89 putea să fie un refugiu, putea să fie un refugiu maniera asta, nu puteai să spui anume lucruri decât sub o asemenea umbrelă care acoperea cât se putea de mult, te refugiai, pentru că dacă nu puteai să spui lucrurile mai bine, le arătai niște lucruri frumoase și un limbaj cinematografic care la rândul lui amintea de, cum ziceai, de Visconti, da? E complicat să ne referim chiar la Visconti în legătură cu Pița, dar hai să facem. Dar acum, sinceră să fiu, eu mă întreb dacă astăzi, în 2014, ar apărea un Visconti. Visconti, cât succes ar mai avea? Dar un Pița Viscontian, nu. Există sigur o formă de a recupera un vechi limbaj cinematografic. Mă gândesc, am un exemplu de recuperare de o manieră nu neapărat parodică, ci mai degrabă citațională, la Grande Bellezza, în ceea ce îl privește pe Fellini. Deci nu e chiar imposibil să rescrii la Dolce Vita. Poate că nu este imposibil să rescrii Ghepardul sau alte capodopere viscontiene. E drept că trebuie să fii un regizor destul de puternic să... Și să faci odată. Și să faci odată, pentru că... Repetiția nu cred că ar ține. Ucide, da. Automat, duce la manieră. Părerea mea este că nu mai este niciun fel viscontian, se autopastișează Dan Pița, și această dezlânare este ține de faptul că el își construiește întregul film ca pe un set de tablouri disparate, vede anumite cadre, nu mai vede niciun fel de legătură între ele, nu are nicio logica importanță povestirii. Epicul este distrus, dar nu din considerente postmoderne, nu este niciun caz un Tarantino care se joacă cu registrele și cu temporalitatea și cu denudarea procedeului și parodia, nici vorba de așa ceva, e foarte serios când face lucrul ăsta, ceea ce duce la dezastru în cele din urmă. Personaje care joacă realmente disparat și la un moment dat cu teatral, ai senzația din nou de teatru în film, pe care ne-au oferit-o doi regizori, de fapt un actor și un regizor, mă gândesc la Horatiu Mălele și la La Purcărete. La Purcărete, undeva în Palilula. Dar acolo sunt filme, să zicem, experiment. Nu am niciun fel de pretenție
decât de joc de a cinematografia unor oameni de teatru. Dar Dan Pița nu este un om de teatru. El este un cineast. Ori a cădea peste mijloacele teatrului de o manieră necontrolată este, poate fi distrugător pentru un film din care nu rămâne, din păcate, nu rămâne mare lucru. Rămân câteva cadre și poți vedea cum totul devine învălmășit, incoerent, mistificat, parabolizat în final. Nimic nu mai are legătură cu nimic. Nimic nu mai oferă coeziune. E un film ratat, un film de asta e foarte, sfârșit de carieră. E foarte trist pentru că ne referim la un nume care a însemnat mult în cinematograful anilor 70 și unul dintre vârfurile acestei generații împreună cu Beroiu, cu Daneliuc, cu Tatos. Dar aș zice să trecem la un alt fenomen, al filmului neprofesionist care se vrea a fi profesionist. Sunt tineri care, faptul că n-au absolvit o facultate de film, nu are niciun fel de importanță în istoria cinematografiei mondial, sunt o mulțime de regizori geniali care n-au făcut studii de specialitate, care au fost crescuți la școala cinematecilor și a autodidacticismului și așa mai departe, dar aici este vorba de niște tineri care te întrebi de ce? De ce s-au apucat să facă film? Delia Antal cu Dora, D'apostrof, Ora, n-am să înțeleg de ce are apostrof, sau Kiki Vasilescu cu Terapie pentru crimă. Sunt niște experimente, să plictisesc ei acasă cu meseriile lor, care nu știu dacă le au, și vor să facă altceva, vor să dea lecții cineaștilor profesioniști cum să face film. Da, există aici o modalitate de a trata foarte, foarte simplu acest fenomen, introducându-l în categoria teribilismelor. Nu vreau să cedez acestei ușurință de a socoti încercările lor din start o expresie de juvenilă. Înclin să cred că mediul cinematografic românesc, prin reușitele lui, a creat un anumit tip de emulație și probabil și un sentiment fals pe care îl oferă mulți dintre regizorii noului val, că se face film foarte ușor, că nu este complicat. Numai asta sau și faptul că poți să faci film acum cu absolut orice, inclusiv cu telefonul, și orice om își poate imagina că el poate să facă film la fel de bine ca cel care îl vede pe ecran contra banii. Este posibil și această, cum să spun, mai mare accesibilitate a mijloacelor de a face film, dar evident că există, a fost lansată o provocare, este o provocare în aer și sunt tineri care nu sunt neapărat școliți, care iau această provocare, asumă această provocare și încearcă să-i dea un răspuns. Ei, aici lucrurile se despart de ceea ce înseamnă, să spun eu, încercarea de a simți marea cu, de a încerca marea cu degetul. Reușita în marea majoritate a acestor cazuri este foarte rară. Totul rămâne în stadiul de joc, de experiment, de posibilitate de... Am făcut și eu un film. Părerea mea este că într-adevăr există o a doua școală, care este cea a cinematecii și în general a filmului, însă nu este suficientă. Trebuie să ai și o experiență de platou din punctul meu de vedere. Lucrurile, cinematografia are și o dimensiune exclusiv tehnică pe care nu o poți prinde doar privind filme la cinematecă.
Ideea că nu te școlești în niciun fel, că pui mâna pe o cameră și îți iese, se poate noi întâmpla. Avem un exemplu ilustru în istoria cinematografului. Sergiu Nicolaescu. El a învățat film la masa de montaj și a luat o masă de montaj și a descompus, a investigat filmele polițiste americane și așa a învățat el să facă film. Da, a avut o masă de montaj, a pornit de la un instrument propriu cinematografiei. Asta spun, un minim training, cred că în jurul unui regizor, în jurul unui grup care se ocupă de asta, este necesar. Mi-e greu să cred că punând o cameră în mâna unui tânăr îl fac să se întâlnească cu capodopera. Nu exclud lucrul ăsta, dar este ca o legere a numerelor mari. Stai, nu capodopera, cred, măcar să fie un film decent. Aici este o lege a numerelor mari. Ca să iasă un astfel de lucru, trebuie să existe o chimie secretă, o potrivire de aștri. Dar încercările astea cred că au rostul lor. În primul rând, delimitează un spațiu de joc în care pot intra foarte mulți. Și cred că foarte mulți tineri pot încerca să se profesionalizeze, să încerce propriul scurtmetraj, spre exemplu. Nu mi se pare un fenomen negativ. Și nereușitele au sensul lor. Și evident că există această zonă de zgură în orice cinematografie din care poți alege din când în când câte o pietricică sclipitoare. Nu se știe niciodată dacă când se ivește, cum se ivește. N-aș descuraja oricum pe tineri să încerce să aibă propriul film dacă o pot face și dacă au atât de multă răbdare. Eu îmi doresc cât mai multe pietricele sclipitoare în 2015 și să te am din nou alături când vom comenta anul viitor. Cu mare plăcere, în așteptarea unui film de care să ne putem reaminti la sfârșitul anului. Mulțumesc mult! Cu mare plăcere, mare bucurie!